Dacă Mitică Dragomir a trecut ca vântul pe lângă jurnaliști și nu s-a oprit pentru declarații, Adrian Mititelu a ținut să transmită un mesaj clar. Echipa din Bănie a fost umilită și nu se lasă până nu îi vede pe vinovații după gratii. Războiul se termină când îi vedea acolo în celulă, la Jilava sau la Rahova. Atunci, poate, dacă nici atunci nu iert. Și atunci mai vreau să li se întâmple ceva. Vreau să-i văd așa cum într-un baston, cu bastonul în mână și târându-se prin celulă.